ca viitor deputat în Parlamentul României, voi susține creșterea alocației pentru copii la 200 de lei. Această creștere va fi concretizată în tichete valorice. Intenționez să susțin o modificare legislativă care să protejeze mamele. Brașov înainte! Bună seara, doamne, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Sunt Dan Ghiță, facem un pic de politică și astăzi. Doi invitați, Mara Mareș, candidatul surpriză, aș putea spune, al PNL-ului Brașov pentru Camera Deputaților, și domnul Adrian Veștea, președintele surpriză al Consiliului Județean Brașov, dacă toți suntem la capitolul surprize. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Hai să începem cu surpriza feminină a emisiunii noastre. Mara are 24 de ani, din Făgăraș, oamenii știu în general lucrul ăsta, absolventa unui liceu de prestigiu, Marea Britanie, facultatea Marea Britanie, și te-ai întors în România. De ce te-ai întors aici la noi? De ce m-am întors? Nu știu să vă dau un răspuns concret de ce m-am întors, pentru că niciodată nu m-am gândit să rămân acolo. De când am plecat de la 16 ani, am plecat cu gândul că o să vin înapoi acasă, o să mă duc acolo, o să învăț, o să acumulez niște cunoștințe, niște valori, după care o să vin și o să le pun în practică la mine acasă. Și de ce la PNL? Pentru că PNL-ul este partidul pe care îl simt eu cel mai aproape de mine. Doctrina liberală, în primul rând, iar apoi, un motiv recent, este semnalul dat de PNL, de reînnoirea clasei politice, în care m-am potrivit și eu foarte bine. Da, ăsta e un lucru bun. Bine, DNA-ul a dat prima dată un semnal de reînnoire a clasei politice, dar aia este o poveste pe care o să o abordăm altă dată. Domnul Veștea, cum a reacționat partea, să zicem, mai în vârstă a PNL-ului atunci când cineva, nu știu cine, dar cineva cu siguranță a venit cu propunerea asta, Mara Mareș? În ceea ce mă privește pe mine, nu mă surprinde deloc, fiindcă eu, încă de la începutul mandatului meu de președinte al Partidului Național Liberal, mi-am propus să aducem oameni noi pe scena politică, cum de altfel și eu am avut o șansă, primul mandat primar în orașul Râșnov l-am câștigat la 30 de ani. De atunci am câștigat mai multe mandate succesive, iar ceea ce s-a întâmplat anul acesta, cred că sunt unul dintre președinții de Consiliu Județeni cei mai tineri din România. Cred că este o necesitate din când în când să existe o primenire a clasei politice. Este foarte important să aducem prin plan oameni care au pregătire corespunzătoare, care au dorința de a se implica în această activitate, iar ceea ce cred că este foarte important, trebuie să ai și partea de persoane pe listă, fiindcă nu este doar Mara Mareș, persoane cu expertiză, persoane cu experiență, persoane care au demonstrat în comunitatea brașoveană, în așa fel încât toate aceste lucruri să fie vizibile. Era foarte ușor ca Mara Mareș să fie pe locul 2, să fie pe locul 3, dacă până la urmă doream să o ascundem undeva pe listă. Nu am considerat acest lucru. Este o dovadă că Partidul Național Liberal nu este un partid închilozat, este un partid deschis, un partid care dă șansă tinerilor, iar lucrul acesta este cel mai important. Corect. Până la urmă, cred eu că și dacă o puneați undeva pe locul 2 sau 3 pe listă, nu era un lucru chiar atât de dramatic. Însă semnalul ăsta pe care îl dați punând un tânăr pe locul 1, probabil că ar trebui să dea de gândit în general clasei politice. Și acum aș vrea să o întreb pe Mara. Cum vedea clasa politică românească? Cum îi vede pe politicienii români, ea având 24 de ani? Clasa politică românească are și petele ei, bineînțeles. E și cu bune și cu rele. Sunt anumite aspecte pe care le apreciez, altele pe care nu. Însă eu cred că marea greșeală a clasei politice de până acum a fost că nu au pus cetățeanul pe primul loc. Pentru că noi ne ducem acolo, Doamne ajută, ca noi să servim cetățenii. Nu invers, nu e aici politicianul și aici cetățeanul, nu. Așa ar trebui să stea lucrurile și ăsta este lucru care poate m-a deranjat pe mine cel mai tare. Acum nu o să intru eu în detalii despre corupție și așa mai departe, că nu. Sunt instituții abilitate ale statului exact, care fac lucrul ăsta. Da. Exact, și nu caut polemici de genul ăsta. Însă asta cred că interesul personal sau interesele de grup nu trebuie să se prevaleze niciodată peste interesul cetățenilor.
Da, cu toate astea, cred că ideea asta pe care sau cu care a venit domnul Vește aici este foarte interesantă. Până la urmă, totuși, în Parlament vă duceți într-un grup. Chiar dacă este un om tânăr lipsit de experiență, se bucură de experiența celor din jur, nu? Mă gândesc că asta ar fi ideea pe care ar trebui să meargă cam toate partidele. Da, de altfel, după cum ați văzut, pe listele Partidului Național Liberal se îmbină experiența cu tinerețea, cu oamenii care în decursul timpului au muncit și s-au implicat în cadrul organizației județene și nu numai acest lucru. Oameni care se bucură de simpatia cetățenilor, fiindcă până la urmă politica se face pe voturi. Nu este suficient ca tu să vrei. Este foarte important ca opinia publică să aprecieze persoanele care compun această listă. S-a văzut faptul că la locale Partidul Național Liberal a demonstrat că este cel mai puternic partid, partidul care a obținut detașat cele mai multe mandate de consilier județean, care a obținut 35 de primari în tot județul, pe lângă cei 16, să-i numesc, cei PSD-ului, care este principalul nostru adversar. Deci am toată convingerea că Partidul Național Liberal și la aceste alegeri va avea un rezultat bun, atâta vreme cât noi în administrația publică am venit cu oameni noi, cu oameni ambițioși, cu oameni care își propun să facă carieră, iar lucrul acesta este în atenția cetățeanului, fiindcă cetățeanul este cel care decide. Am toată convingerea că ceilalți colegi, și pot să vorbesc despre fiecare în parte, au expertiză, au experiență, au avut unii dintre ei chiar și activitate parlamentară, au fost alături de noi, fiindcă până la urmă noi suntem interfața, noi cei din administrația publică, interfața între cetățean și parlamentari. Permanent, noi suntem, în momentul în care eram primar sau acum că sunt președintele Consiliului Județean, cetățeanul relaționează foarte mult cu noi, de fiecare dată îi cunoaștem problemele, știm care le sunt necesitățile și este foarte important, mai ales că acum am avut putere de decizie, să trimiți în Parlament persoane care ulterior vor aduce acel plus de care ai tu nevoie în relația cu cetățeanul. În așa fel încât să-l convingi că tu, ca și lider al administrației locale, ai persoane pregătite în Parlamentul României care te ajută să duci la bun sfârșit un anumit demers. Cum a fost cazul aeroportului, ați văzut că într-un timp relativ scurt am reușit să avem inclusiv promulgare din partea președintelui României. Acum lucrăm și în zilele următoare vom aproba indicatorii tehnico-economici pentru aeroport, o să avem o conferință de presă și o să prezentăm. Toate aceste lucruri de curs natural, nu că le facem doar în campania electorală. Eu de altfel, în 12 ani de zile, i-am obișnuit pe oameni cu tot felul de cu activități în tot timpul anului, nu doar în ultima perioadă când ai campania electorală și când trebuie din nou să-ți aduci aminte de cetățeni. Da, oricum, dincolo de toate, anul are 12 luni, 4 anotimpuri, este interesant în toate anotimpurile și trebuie să faci lucruri interesante pentru oameni în tot timpul anului. Dacă le faci doar atunci când este campania electorală, odată la 4 ani, mare lucru nu rămâne în urma ta, asta este sigur. Mara, te întâlnești cu brașoveni, oameni tineri sau oameni în vârstă, care este reacția lor? Unde găsești mai mult sprijin? M-am întâlnit cu brașoveni din întreg județul Brașov, nu doar din municipiul Brașov. Cel mai mult sprijin? La cei de vârsta a treia, să știți. Am fost foarte surprinsă pentru că programul meu este pentru tineri. Eu îmi doresc să le acord tinerilor o mai mare reprezentativitate în Parlament, pentru că în momentul de față nu sunt reprezentați. Avem 3 parlamentari sub vârsta de 30 de ani, ceea ce este foarte puțin, având în vedere că alcătuiesc o mare parte din populația țării. Însă cele mai multe aprecieri le-am primit de la cei în vârstă, care probabil văd în mine acel copil sau acea nepoată de-a lor, căruia îi vor binele și vor să aibă o viață mai bună. Și poate mă gândesc că eu acum, apropo de ce discutam și de corupție și că nu intrăm în amănunte, dar totuși pe marginea fenomenului putem să discutăm. Probabil că oamenii ăștia care au văzut foarte multe la viața lor văd în tine un copil curat, așa, care mai greu poate fi atins de tipul ăsta de politică de Dâmbovița care s-a făcut în România. Da, sunt de acord cu dumneavoastră și eu am fost născută după Revoluție, deci nu m-am confruntat în mod direct cu mentalitatea de pe atunci, cu modul în care se făceau lucrurile atunci, cu reminiscențele comunismului, bineînțeles, ne confruntăm și în ziua de astăzi, din păcate, dar sper eu că încet, încet ne vom debarasa de ele. Da, văd în mine o schimbare, pentru că oamenii au dorit schimbarea asta. Eu nu am fost propusă în fruntea listei decât dintr-un singur motiv,
pentru că oamenii au dorit o schimbare. Oamenii nu mai vor aceleași lucruri pe care le-am tot reîncălzit în ultimele mandate, ci vor altceva. Și eu cred că PNL-ul a ascultat semnalul ăsta venit din partea cetățenilor și l-a pus în practică. Da, apropo de ce spunea domnul Veștea cu interfața asta prietenoasă, să zicem, nu? Interfața prietenoasă între cetățeni și parlamentari. Sunt parlamentari care în continuare, sau unii care în continuare vin la oameni și le spun sau le promit niște lucruri strict legate de chestiuni pe care trebuie să le rezolve administrația publică locală și nu un parlamentar. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm un aspect foarte important. Chiar și lucrurile ce se întâmplă în plan local și care, până la urmă, interesează pe toată lumea din țara asta, lucrurile astea se fac cu sprijinul parlamentarilor. Că, până la urmă, în momentul în care ai primit un vot, ajungi parlamentar român. Așa nu mai simt. Ești un parlamentar oarecare de la Brașov. Ești un parlamentar român care muncești pentru toți români. Așa este. Pentru toți tinerii din România. Bineînțeles, dar ăsta este scopul meu. Și, într-adevăr, sunt unele lucruri care nu țin de Parlamentul României, ci țin strict de administrația locală. Însă sunt altele care necesită și atenția administrației locale și cea a parlamentarilor. Cum este problema aeroportului din Brașov, unde parlamentarii în funcție au jucat un rol important demersul pentru aeroportul Brașovului. Iar eu, da, tânăr pentru tineri. Ăsta e motto-ul meu. Da, este foarte adevărat. După cum vă spuneam și dumneavoastră, noi ca și partid putem să ne numim Partidul Primarilor atâta vreme cât avem un număr foarte mare de primari și să știți că în evaluarea tuturor candidaților care și-au dorit să meargă în Parlamentul României, comisiile au fost constituite din primari. Am considerat că este o obligație a lor, a celor care vor duce toată această campanie, să facă în așa fel încât să fie împăcați și să trimită în Parlament sau să pună pe listă persoane pe care ei le consideră că sunt implicate, care doresc să facă această activitate. Iar faptul că Mara a ajuns să fie pe primul loc și să facă parte din echipa noastră de parlamentari care ne va reprezenta după 11 decembrie, este o decizie a administrației publice. Am considerat la partid că nu este neapărat rolul președintelui de a continua modul în care se făceau liste, în care să spună, mi s-a părut mie sau cred că ar fi mai potrivit sau pe tot felul de relații. Nu, din contră, am dat șansa și altor colegi de a decide acest lucru, iar astăzi întreg partidul este un partid care luptă, care se zbate, muncește în această campanie electorală în așa fel încât să realizăm obiectivul pe care ni l-am propus. Dacă aș fi făcut-o independent și aș fi considerat că așa vreau eu și că așa cred de cuvință, nu cred că aș fi avut același suport care l-avem astăzi. De unde până unde Cioloș, Go Cioloș ăsta, toată lumea de la PNL îl vrea pe Cioloș. Mai puțin televiziunea română, am auzit o chestie, asta e ca o paranteză, așa, am rămas perplex. Televiziunea publică a strămutat, cu ghilimele de rigoare, o emisiune, Viața la țară, nu știu, Viața agrară, o emisiune de genul ăsta, la care, oricum, între noi fie vorba, audiența lasă sau are mari semne de întrebare, a mutat emisiunea asta, nu a mai difuzat-o, pentru că era invitat Cioloș și Cioloș este, sau mă rog, se afișează acum cu PNL-ul. Interesant, dar nu discutăm pe tema asta astăzi. O să discutăm după campanie electorală cum televiziunea publică își permite să facă un lucru de ăsta pe banii mei, pe banii tăi, mai greu. De ce Cioloș? Cioloș este, într-adevăr, premierul pe care Partidul Național îl susține. Și îl susține din mai multe motive. În primul rând pentru că Cioloș a demonstrat o moralitate pe care n-a mai întâlnit-o de mult timp în politica românească. Cioloș este un om cinstit, un om care a muncit, un om care vrea să rezolve lucrurile încă de la baza lor. Și Cioloș e omul căruia îi se pare normal să meargă pe stradă, pe jos și să aștepte la semafor alături de premierul Serbiei. Și eu cred că a reușit să insufle această mentalitate și în multe din instituțiile statului și cred că este un proces care va continua. Mai mult decât atât, să facem o comparație. Care este cealaltă variantă de premier? Liviu Dragnea, cred că mi se pare așa oarecum absurd și să încerc să fac o comparație, pentru că este atât de evident că varianta pentru România este Dacian Cioloș.
Da, acum eu nu comentez nici variantele astea două pe care ni le-a zis Mara. Astăzi este opțiunea unui partid pe care ea cel mai probabil o să-l reprezinte în Camera Deputaților. Cum ai reacționat la curiozitatea asta excesivă a medii naționale apropo de o fată de 24 de ani care candidează? Ți-au spus tot fel de moduri, că nu ești pregătită, că ești necoaptă pentru așa ceva, că unde te duci tu, măi, fetițo, și ce să faci acolo? Eu înțeleg surprinderea oamenilor, pentru că într-o anumită măsură și eu am fost surprinsă, însă eu în ultimii 8 ani pentru asta am muncit. Deci m-am pregătit, sunt pregătită în sensul ăsta. Mi-au spus că nu am experiență. Eu am maximul de experiență pe care îl puteam avea fizic până la vârsta de 24 de ani. Eu am muncit în fiecare vacanță, în afară de asta am învățat. Nu am cum să am 15 ani pe cartea de muncă, pentru că am 24 eu de ani în buletin. Deci astea sunt așa niște cerințe absurde din partea oamenilor. Însă... Sunt tânără, într-adevăr, și experiența mea în politică nu datează de 15 ani, dar eu nu mă duc singură acolo, eu mă duc acolo pe alături de partenerii mei din PNL Brașov. Și Lisa, cum spunea și domnul președinte Veștea, este formată și din oameni cu mai multă experiență în politică la modul mai aplicat, să spunem, așa că sunt convinsă că o să am sprijinul de care am nevoie când o să ajung, Doamne ajută, în Parlament. Da, Doamne și domnișoare în Parlament, se cere prin lege un oarecare echilibru acolo, dar este echilibrul ăsta sau poate fi echilibrul ăsta real? Nu există echilibrul ăsta, răspunsul e foarte clar, nu. În momentul ăsta există 11% reprezentare a femeilor în Parlament. Foarte puțin. 51% din populația României este formată din doamne. Domnișoare, fetiță. Așa că, bineînțeles, nu sunt reprezentate. Parlamentul, legislatura următoare, sunt convinsă că o să ofere o reprezentativitate puțin mai bună a femeilor. Însă, să știți că de curând citeam niște studii din acele state, chiar și din Europa, unde sunt impuse prin lege niște cote de reprezentativitate pentru femei. Iar acele state... După o legislatură sau două în care femeile erau și ele reprezentate în Parlament, le-a mers mult mai bine din punct de vedere social, din punct de vedere al problemelor familiei, din punct de vedere al protecției copilului. Deci sunt așa cum sunt unele zone unde poate un bărbat are s-ar pricepe mai bine, așa sunt altele unde o femeie s-ar pricepe mai bine. Pentru că așa suntem noi făcuți. Eu nu cred că femeia și bărbatul sunt egali. Pentru că eu cred că femeia și bărbatul se completează. Iar dacă vrem să avem o Românie prosperă, atunci acest yin și yang trebuie să se completeze și în Parlament. Până la urmă, cred că femeile aduc momentul ăla de echilibru. Da. Prea mulți bărbați la un loc, ați văzut ce se întâmplă în Parlament din Europa, se iau la bătaie. Eu cred că din cauza unor idei foarte bune, mă gândesc, dar până la urmă nu trebuie să neglijăm și sobrietatea pe care doamnele, respectiv domnișoarele, o impun într-o instituție a bărbaților, dar într-o lume a bărbaților, pentru că până la urmă, dacă ne întoarcem cu puțin, foarte puțini ani în urmă, să spui despre o femeie că face politică era echivalent cu a face alte lucruri mai puțin interesante. Eu îmi doresc ca cât mai multe femei să aibă curajul să se implice în politică, pentru că putem să impunem și noi cote, dar dacă femeile nu-și doresc să facă lucrul ăsta pentru că n-au curaj, pentru că poate multe dintre ele cred că nu sunt în stare, dar sunt în stare și pot și femeile să facă aceleași lucruri ca și bărbații și să dețină funcții de conducere și să inițieze și să pună în practică niște politici publice la fel ca și un bărbat. Deci nu trebuie să se simte mai prejos în niciun fel. Sunt și ele la fel de potrivite acolo ca și bărbații. Da, sunt instituții care nu cred că ar funcționa fără o mână feminină acolo. Instituții ale statului. Și aici mă gândesc la instituții care se ocupă cu ocrotirea copilului, a persoanelor în vârstă. Acolo degeaba pui un bărbat. E un post unde bărbatul nu are ce căuta. Da, pentru că instinctele femeiești sunt altfele cu cele... Sunt diferite. Da. Mulțumim Dumnezeu că sunt diferite. Vorbeam despre acea computare. Toți la fel, da. Domnul Veștea, cum vedeți campania asta electorală?
Cred că este un alt fel de campanie din cât am fost noi obișnuiți. Fac politică de 20 de ani și exact cum procedam, sau cum se spunea că debutul ți-l facem politică prin a lipi afișe. De această dată nu mai ai acest privilegiu de a lipi afișe, fiindcă legea electorală este destul de strictă. Ai dreptul să pui maxim 2 afișe pe un panou. Panourile sunt extrem de puține, deci nu mai există dezordinea care era în trecut și subscriu la ceea ce se întâmplă astăzi. Mă bucur foarte mult că este o dezbatere pe idei, că de fapt există o drămuire a risipei din punct de vedere financiar și cred că oamenii trebuie să facă mai multe eforturi de a merge la emisiuni, de a, pe partea de online, de a se implica și de cel mai important este să stai de vorbă cu cetățeanul, fiindcă atunci îl poți câștiga cu siguranță, fiindcă sunt persoane care știu, se consideră că sunt de dreapta sau sunt de stânga, dar le poți convinge într-o discuție privată, pe stradă, la cinematograf, știu, unele campanii se pot face din poartă în poartă, în așa fel încât cetățeanul respectiv se simte, să vadă că, de fapt, el chiar dacă în decursul timpului a avut o anumită abordare, de această dată poate l-ai cucerit și zice, voi vota cu tine, fiindcă îmi dai impresia că ești un om serios și cred că interesele mele sunt reprezentate de tine. Mara, tu cum vezi campania asta electorală, chiar dacă nu ești, să zicem, obișnuită neapărat să faci parte dintr-un astfel de tumult? Ai avut noroc, după părerea noastră, așa, cum spune și domnul Veștea, eu o altfel de campanie electorală, altfel decât se făcea, să zicem, acum 8 ani, ca să dăm un singur exemplu. Nu zice acum 4 ani, că acum 4 ani, să zicem, s-au mai liniștit lucrurile, dar acum 8 ani se făceau cu totul și cu totul altfel de campanie electorală. Tu ai șansa să... Da, totuși, cum ți se pare? În primul rând, aș vrea să fac o adăugire. Vorbea domnul Veștea despre oameni serioși. Să știți că eu, de la începutul campaniei și și înainte, cât m-am plimbat pe stradă și am vorbit cu oamenii din județul Brașov, ăsta a fost principal lucru pe care l-am auzit. A, domnul Veștea, președintele de la Consiliul Județean, om serios. Da, deci avem un om serios care ne conduce. Așa că nu putem să ne lăsăm mai prejos nici noi. Îmi place campania și îmi place... Pentru că este o campanie în care, cel puțin până acum, și sper că așa vom continua, nu se atacă și n-a fost o campanie foarte violentă, cum a fost și celelalte, cunosc și celelalte campanii. Este o campanie în care ne batem, pentru că ne batem în proiecte, ne batem în idei și ne batem în dorință și în hărnicie de a face cu adevărat o schimbare. Și eu sunt convinsă că noi vom câștiga. Am înțeles. Bun, la nivelul județului Brașov... lucrurile, să zicem, că stau într-o anumită direcție. La nivel național sunt și pro și contra idei, dacă tot povesteam de idei. Sunt idei de toate părțile, sunt idei bune cam de la toți politicienii, după părerea mea. Nu va fi ușor. Nu va fi ușor să obțineți niște voturi înainte, pentru că tot povesteai de, sau povesteam de campanii electorale un pic mai violente, cu atacuri mai violente. Să știi că în urma acelor atacuri violente existau niște rezultate, oamenii contau pe niște rezultate. Dar acum lucrurile se fac altfel un pic și eu cred că ăsta e un exercițiu de civilizație pentru noi și... Cred că toate partidele politice ar trebui să vină în primul rând cu idei. Cei care nu vin cu idei nu vor avea de câștigat mare lucru. Din partea mea, de exemplu, ca cetățean simplu al țării este. Voi sunteți pregătiți, așa păreți, pentru finalul ăsta de campanie, care, cine știe, poate că o să mai scoată la iveală și lucruri mai puțin plăcute. Cred că era o soluție de a se merge unii nominal pe listă, deci de a da votul cuiva și cred că ar fi un sistem care... până la urmă ar trebui gândit pe viitor, fiindcă cetățeanul are anumite opțiuni și cred că partea asta de candidatură uninominală, cum a fost în trecut, se candida pe colegii, a trecut prea brusc în partea cealaltă, în care se candidează pe listă. Și cred că mulți, și am văzut foarte multe persoane mergând prin județ, că se întreabă cine este candidatul lor, că ei până la urmă vor să vorbească doar de singură persoană, nu vor să vorbească de un partid. Și atunci... obișnuința asta cred că ne va costa puțin din punct de vedere al prezenței la vot. Cred că erau mult mai implicați, la vremea respectivă era mult mai multă mobilizare pentru a participa la vot în momentul în care se candida unii nominal pe colegiile respective. Dar
sistemul electoral românesc evoluează și să sperăm că marea, în momentul în care va ajunge în Parlamentul României, va putea să gândească inclusiv un sistem electoral de genul acesta, în care probabil jumătate ar putea să meargă pe listă și jumătate ar putea să fie aleși uninominal din rândul celor care alcătuiesc listele respective și în felul acesta s-ar putea crea un clasament chiar de către electorat, de către cetățean, în așa fel încât să trimiți în Parlament opțiunea lor. Mara, mi-a făcut colegul meu din regie semn că suntem pe cale să încheiem această emisiune. Un mesaj de final. Probabil că să ne mai vedem în timpul campaniei, dar mesajele nu strică niciodată. Asta aveți dreptate. Păi eu aș vrea să le spun brașovenilor că chiar dacă Constituția României spune că trebuie să reprezint interesele întregii țări, vreau să le spun că primordiale pentru mine vor fi interesele brașovenilor. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Veștea? Consider că Partidul Național Liberal, exact cum au obișnuit cetățenii județului Brașov, prezintă cea mai bună echipă. Am observat că în decursul timpului, ori de câte ori a guvernat PSD-ul, Brașovul a fost vitregit de foarte multe, în foarte multe situații și cred că n-ar mai trebui să încercăm astfel de experimente. Cred că noi, liberalii, suntem partidul care am demonstrat în decursul timpului că știm să facem și administrație, știm să trimitem și oameni competenți în legislativ, în așa fel încât țării acestea să meargă mai bine. Și județului Brașov, evident. Aici e interesul președintelui Consiliului Județean, normal. Mulțumim frumos, Mara Mare, și mulțumim frumos, Adrian Veștea, pentru participarea la emisiune. Doamne, domnișoarelor și domnilor, sunt Dan Ghiță, emisiunea electorală la RTT. O seară plăcută tuturor! De aici, din Brașov, cel mai frumos oraș al României, am pornit lupta pentru dreptate. Oamenii au nevoie de fapte. Pentru oameni, pentru dreptate, mergem înainte împreună. Brașov, înainte!